mult, era viceministru și inclusiv în instituții nu era foarte clar, toate erau femei. Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la emisiunea Alb Negru. Invitata din această după-amiază aici la Unimedia este directoarea executivă a Asociației Naționale pentru Turism Receptor din Moldova, Natalia Țurcanu. Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit, bună ziua! Doamnelor, domnilor, dacă aveți întrebări pentru invitată, le așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Alb Negru la rubrica Comentarii. De asemenea, vă îndemnăm să votați astăzi, să acordați bile invitatei, fie albă, fie neagră, în funcție de răspunsurile la întrebări, iar rezultatele le vedem la finalul acestei emisiuni. Doamna Țurcanu, suntem în perioada când foarte mulți dintre noi sau dintre moldoveni se gândesc cum să-și petreacă vacanța de vară, se gândesc poate la anumite destinații de vis, la mare, la soare, munte, să fie totul inclus. Acum, dumneavoastră, ce ne-ați recomanda? Sunt locuri frumoase de văzut și în Republica Moldova, adică putem să ne facem o vacanță și la noi acasă? Sau să găsim totuși alte destinații interesante? Păi, de obicei, dacă nu ai ieșit în afara țării în perioada estivală, nu te consideri că ai fost în vacanță, pentru că noi de obicei nu considerăm că dacă ieșim din Chișinău și mergem la țară sau mergem să vedem un festival, asta tot este un tip de călătorie și un tip de odihnă pe care putem să-l facem pe o perioadă mai scurtă, așa să zicem, un city break în Moldova, da? Doar că, în spațiu rural. Se poate de organizat și în Republica Moldova de odihnit și lumea se odihnește, de fapt, și în Republica Moldova, doar că, deci, fac turism intern, turism domestic, dar totuși lumea preferă să meargă și într-o destinație alta decât țara lor, unde nu există mare, nu există munte. Inclusiv asta e un dezavantaj și asta. Nu e un dezavantaj. Noi cred că avem multe alte atracții turistice pe care trebuie să le valorificăm, să le înțelegem importanța și să le includem în traseele turistice noi, să creăm, să diversificăm produsul turistic al Republicii Moldova pentru a promova noi oferte. Dar cu ce am putea înlocui muntele, de exemplu, și marea? Păi nu le înlocuiești. Da, valorifici altceva ce avem. Ce avem? Patrimoniul altceva cultural imens, gastronomia, ospitalitatea. Chiar la evenimentul recent care l-am avut la forumul de incoming, la prima ediție a acestui forum, am discutat despre ce potențial are Republica Moldova și cum putem să facem produsele turistice inovative. Au fost prezentate câteva istorii de succes ale unor companii vinicole de la noi, care încearcă să diversifice cei ce au ei în afară de vin, să diversifice și să creeze și servicii turistice pe lângă aceste vinării, chiar în viile lor, și putem pune accent pe altceva sau putem combina, face produse combinate România-Republica Moldova și atunci avem mare munte în România și avem gastronomie, tradiții, cultură, da, deja sună în mai Republica interesant. Moldova. Exact. Deci, noroc de viile pe care le avem și aceste vinării. Da, evident. Accentul foarte mare este pus pe produsul turistic vitivinicol. Credem că ăsta este și un impuls, ceea ce ar putea să tragă spre dezvoltare și mai bună a sectorului turistic în general în Republica Moldova. Bine, dacă am fi totuși să dăm anumite sfaturi pentru cei care ne urmăresc, o vacanță de 7 zile în Republica Moldova, de unde ați începe? Și cum s-ar încheia această vacanță? De obicei, vacanță? Agențiile de turism recomandă un sejur de 5 zile, deci cam asta ar fi suficient pentru a vizita Republica Moldova. Ofertele care se propun turiștilor străini, de fapt, sunt personalizate conform cerințelor acestea. S-ar putea ca
cineva să vină să prefere un tur prin Republica Moldova doar de 2 zile sau de 3 zile și să includă mai mult vinării. Alții preferă turismul religios și să fie mai mult accent pus pe vizitarea mănăstirilor și bisericilor rupestre. Alt accent ar putea să fie pus pe hiking, de exemplu, da? Și pe soft adventure, și atunci lumea preferă să meargă în expediții la nordul Republicii Moldova, de exemplu, la defileile frumoase de acolo. Pentru 7 zile, cred că tot se poate de făcut ofertă și pentru 7 zile și sunt astfel de oferte. Ce aș recomanda? Moldova de la nord la sud și de la est la vest, pentru că este ce de văzut, inclusiv dacă punem accent și pe vinării, și pe turismul cultural, includerea festivalurilor, evenimentelor care au loc în ultima perioadă, ele nu trebuie să neglijate, deci ele trebuie incluse în pachetele turistice, doar ca să existe această diversitate în ceea ce oferim turiștilor. Da, și în principiu reușim în 7 zile, că nu e atât de mare Republica Moldova, da, de la nord la sud. Putem să oferim chiar diferite experiențe pentru turiști, pentru că turistul de asta are nevoie. Să aibă o experiență în Republica Moldova. Și nu doar o vizită simplă cu un ghid la o vinărie ar putea să fie suficient. Pentru el este important să participe la o anumită activitate, să vadă cum se face pâinea, să împletească o plăcintă, să facă niște colțunași, de ce nu, să... Vorbim de turistul străin. Străin, absolut. Deci, cei de la noi toate lucrurile astea pentru că au bunei sau... Da, și le pare și banal anumite activități care pot să le facă turistul și pentru el, pentru turistul străin poate să fie interesant și cum se mulge o capră. Și sunt rămân foarte impresionați de ceea ce văd, da? Ceea ce nouă ne pare banal, turistul străin este entuziasmat de aceste lucruri. De asta noi trebuie să vedem un pic din punctul de vedere al turistului străin, cu ochiul lui, da? Și atunci o să înțelegem că este foarte important să valorificăm ceea ce noi avem de fapt, chiar dacă nu avem mare și munte. Dar acum să ne referim și la infrastructură. Avem unde ne caza, e ușor de găsit, loc de cazare, avem unde să mâncăm, drumuri, toate astea contează atunci când pornești la drum. Absolut, absolut. La moment, după cererea turiștilor străini, există suficiente structuri de cazare, dar tot timpul este loc de mai bine. Aici mă refer, când zic loc de mai bine, mă refer la calitatea serviciilor prestate, inclusiv și la infrastructura drumurilor, că discutam mai devreme. Da, înainte de emisiune. Câte bătăi de cap ne dau drumurile. Asta. Exact, dar cred că trebuie să punem în primul rând accent pe faptul că face și asta parte din autenticul nostru și drumul de țară este drum de țară dacă mergem printr-un sat. Atâta timp și... cât nu ți se strică mașina pe acest da, drum dar de dacă țară. Închidem, dar dacă închidem drumul de la asfalt și, sau nu îl închidem, dar oferim un serviciu cu căruța, de ce nu, și acest turist să fie preluat de căruță cu cai până la destinație, până unde este structura de cazare, să admitem, și asta este iarăși o parte din programul care este oferit turistului. E, da, asta nu se întâmplă în momentul de față. Se mai întâmplă, dar foarte rar. Unde anume? La Butuceni. La Butuceni se... Poate... La Butuceni poți să mergi pe jos, că nu e... Poți să mergi și pe jos, absolut. Nu e distanța foarte mare. Da. Dar ne referim, de exemplu, la Saharna, Țipova, acolo ai de mers Da, e și mai kilometri. Complicat la nivel de securitate și siguranță pentru... Securitate nu, dar siguranța turiștilor în această zonă, inclusiv și la Orheiul Vechi. Cunosc că se lucrează împreună cu Ministerul Culturii și Agenția Turismului și proiectul de competitivitate al USAID Moldova și la acest capitol de a crea o siguranță pentru turiști și de a dezvolta infrastructura în aceste zone, inclusiv și la Orheiul Vechi. Deci se lucrează în acest domeniu, inclusiv și cu iluminare stradală, inclusiv și cu drumuri, cu alocare de fonduri. Și inclusiv cu WC-e, că și asta absolut, e o problemă. Da, asta... pe undeva. Exact, deci noi uităm că, de fapt, necesitățile fiziologice, în primul rând, trebuie să fie satisfăcute până la urmă și turistul nu poate să...
să aștepte sau este o persoană care mai specială, care nu merge la baie, să zicem, da? Și atunci asta trebuie să fie primordial cu dezvoltarea infrastructurii în aceste zone. Cine trebuie să aibă grijă de asta? Păi dacă pentru că vorbim de ani buni ca să dezvoltăm infrastructura, dar cel puțin în zonele care sunt atractive pentru turiști. Cunoaștem câteva, iată, am vorbit de Orhei Vechi, am vorbit despre Zaharna, Țâpova, alte localități foarte cunoscute, dar greu este nevoie, de ajuns de fapt, spre ele. Nu trebuie să dăm vina pe cineva sau să zicem că ăla trebuie să facă sau altul. Aici este important sinergia dintre mai multe instituții, inclusiv și mediul privat, și cei care lucrează în domeniul turistic, cei care lucrează în domeniul transport, deci, pentru că industria turismului cuprinde mult mai multe industrii, da? Sau are tangență cu mai multe industrii. Și atunci când va fi o colaborare între toate aceste instituții, să se pornească și să înțeleagă și ministrul agriculturii și ministrul transporturilor necesitatea, da? Sau importanța că acest WC-ul trebuie să existe anume în această localitate, inclusiv sau și primarul din această reparat. Localitate, inclusiv comunitatea din, de acolo, de pe loc, trebuie să înțeleagă și să nu distrugă până la urmă, pentru că asta se întâmplă, cineva face în anumite locuri și până la urmă se distruge tot de comunitate, pentru că ei nu apreciază, ei nu sunt implicați în aceste activități. Da, dacă am vorbit de ministere, înseamnă că e la nivel de guvern aceste priorități. Trebuie să vină și de jos și de sus în paralel. Da? Eu așa văd. Și trebuie să vină suportul și colaborarea și interesul și motivația din ambele direcții. Și de la ministere, de la conducerea țării și de jos, de la localități, de la comunitățile. Deci trebuie să fim mai activi social. Dar dumneavoastră, dacă ați fi turist din străinătate, ajungeți la aeroport și vreți să vedeți mai multe locuri din Republica Moldova, fără indicatoare, fără anumite trasee pe care să le cunoașteți din timp, fără un ghid, fără anumite broșuri, la fel, care să fie utile. În primul rând cum vă descurcați? În primul rând aș recomanda totuși să fie contactată o agenție de turism locală, pentru că avem specialiști foarte buni, inclusiv și pe Incoming. O mare parte sunt membri ai asociației noastre și ei pot să presteze inclusiv și servicii de calitate. De obicei, turistul care vine în Moldova, el este destul de bine informat unde vine, ce o să facă, ce program va avea. Deci, pur și simplu, pentru el nu vine în Moldova și ajunge la aeroport și nu știe ce să facă. Program îl face agenția de turism. Dar absolut, dacă el nu vrea să meargă prin agenție de turism, vrea singur să descopere Republica Moldova. Da, noi avem așa o cum noi, de exemplu, de facem informare. În alte țări. Noi avem o platformă de informare care este acum în 5 limbi. Română, rusă, engleză, franceză și germană, și acolo este un minim necesar de informație pentru turistul care vrea să călătorească de unul singur. Se lucrează inclusiv și acum la acest site, la îmbunătățirea lui și la updatarea informației de pe această platformă și este considerată prima platformă și cea mai importantă de informare pentru turistul străin. Ce informații găsești acolo? Informații despre atracțiile turistice, despre modalitățile de transport, cum ajunge în Moldova, despre regimul de vize, despre acomodare, da? Unități de cazare, restaurante, shopping, evenimente curente, festivaluri. Cam asta este informația. Inclusiv erau și câteva itinerarii care pot fi downloadate și lumea poate să meargă, sau turistul poate să meargă pe aceste trasee în diferite locații, inclusiv dacă vorbeam înainte de emisiune de Vadul lui Rașcov. Deci sunt câteva trasee date acolo și ele trebuie un pic lucrate la ele, sigur. Dar asta urmează să facem în continuare. Ca să nu se rătăcească turistul. Nu se rătăcește, dacă aceste trasee sunt cu indicatoare, sunt semne. Ele, de fapt, au fost elaborate încă în 2013, când a fost lansat acest site, moldovaholiday.travel.
Și urmează să, cum am zis, să îmbunătățim conținutul acestora și să revedem aceste trasee pentru, inclusiv pentru a le vedea și în practică dacă ele sunt practicabile, să zic așa, și cu anumite semne, cu anumite indicatoare pe aceste trasee. Ați încercat vreunul? Nu am încercat, dar o parte din el îl fac periodic, pentru că este în zona unde merg foarte des. Și acolo sunt indicatoare? Parțial. Parțial. Dacă vorbim de rezervația Plaiofagului, acolo este o porțiune de chiar în rezervație. Ei au 2 km de traseu prin pădure. De drumeție, De drumeție, exact. Și el este... am fost recent și trebuie oricum cărărușele un pic eliberate de anumite ierburi, dar este pitoresc și se poate de făcut acest traseu lejer. Nu te pierzi. Nu te pierzi, absolut. Asta sunt e important. Da. Mai puține, chiar discutam zilele trecute cu niște experți care sunt acum în Moldova, de la US Forest Services, din Statele Unite, și ei ne ziceau, de ce vă complicați cu indicatoare, mai ales în rezervații, dacă vorbim de rezervații, da? Dar să zicem chiar și în pădure. Da, în codre, de exemplu. Da, nu trebuie să pui, de exemplu, ceva de plastic sau să fie foarte vizibil, doar un mic semn pe copac. Da, copacii să fie însemnați. Ai făcut un mic semn și atât, mergi mai departe. Deci asta și este sustenabilitatea cum noi păstrăm acest ecosistem, da? Să nu afectăm foarte mult. Chiar dacă păi noi mergem nu într-un într-adevăr, nici nu e nevoie de plastic sau de metal. Sunt aceste elemente ale naturii care ne oferă posibilitatea semnelor și tot așa. Eu le menționasem de coșuri de gunoi, că ar fi bine să fie, și ei îmi zic... Știi, trebuie să schimbăm de aici ceva din mentalitatea noastră, pentru că tu dacă vii cu ceva în rezervație sau în pădure și mergi în drumeție, tu îi cari cu tine înapoi. Deci scoți înapoi vasul de apă dacă ai băut apă, tu îl pui înapoi la tine rucsac și îl arunci acasă. Deci nu e nevoie în pădure să ai unde să arunci... Păi exact, cel puțin în România, în Transfăgărășan, nu există coșuri de gunoi pe traseele montane. Nici... N-ai cum să te gândești la asta. Da, de asta. Ceea ce iei cu tine în rezervație, scoți cu tine în momentul când ieși de acolo. Da, încă în 2014, șeful de la Agenția Națională a Turismului ne promitea un ghid al drumețiilor. Apropo, vorbeam la emisiunea Alb-Negru despre asta. N-am mai văzut acel ghid al drumețiilor care poate ar fi fost la el. Da, de 2 ani de zile. S-ar putea. E unul foarte necesar, care lipsește și... Da, eu cred că se lucrează la el. Sunt adică trebuie suficiente... să mai așteptăm câțiva ani? S-ar putea să mai așteptăm. Poate nu chiar ani, pentru că deja se pun pe roate mai multe activități din partea Agenției Turismului și... Dar poate se ocupă asociația pe care o reprezentați de acest lucru. Ar putea să fie, de ce nu, în cadrul la un proiect care... poate fi scris și câștigat de asociația noastră. Dar încă nu v-ați gândit? Nu, nici nu știam de acest ghid al drumeților, sincer. Nu s-a discutat. Nu, chiar dacă... Deși mă gândesc că ar trebui să existe totuși o cooperare între Agenția Națională există, a Turismului există, și asociațiile de profil. Absolut, noi colaborăm, deci eu reprezint asociația în cadrul la Consiliul Consultativ pe lângă Agenția Turismului și sunt și președinte al acestui consiliu și venim cu anumit suport consultativ din partea experților din diferite asociații de profil și oferim acest suport Agenției Turismului pe proiectele de lege care le desfășoară, pe modificările în activitatea lor. Deci planul nostru de activitate este în baza planului de activitate al Agenției Turismului. Deci despre acest ghid nu s-a discutat? Nu s-a discutat. Dar e atât de greu să fie elaborat un asemenea ghid? Cred că nu e greu. Poate, într-adevăr, prea multe activități stau pe umerii Agenției Turismului și ar trebui să mai deleghez, într-adevăr, la
anumite asociații de profil care ar putea să preia, de ce nu Asociația Ghizilor, pentru că există o astfel de asociație în Republica Moldova, Asociația Ghizilor și Translatorilor, de asemenea, deci ar putea să facă, pentru că ei sunt mai competenți să facă asta decât noi. Noi am putea să promovăm produsele turistice, putem să facem diferite evenimente de instruire pentru... Da, pentru că ea ți-a ajutat foarte mult. Și pe turiștii interni, dar și pe cei care vin din exterior. Întreb colegii de la Agenția Turismului la ce etapă este acest ghid al drumețiilor și poate să ne venim cu un anumit nouă, suport. Da. Da, ok. Dacă este gata, cu atât mai mult de bine să-l promovați. Da, poate la moment, știi cum, mai sunt probleme financiare și, mă rog. Da, de problemele financiare nu scapă nimeni. Dar asta nu înseamnă că anumite proiecte să fie sunt, pe linie moartă din cauza asta. Sunt anumite proiecte mult mai importante, probabil, și se acordă mai multă atenție pe alte subiecte mai emergente, să zic așa. Da, care ar fi mai importante? Bă, inclusiv și dezvoltarea infrastructurii turistice și proiectul de lege referitor la activitatea turismului, care a fost, dacă nu greșesc, aprobat recent de guvern și trebuia să fie aprobat și în Parlament. Nu mai știu la ce etapă este acum. Sunt diferite alte proiecte de lege, de exemplu, cu drumul vinului, dacă vorbim de... se apropie deja și ziua vinului și... Și apropo, se lucrează. Da, se lucrează, este clar cum va fi, ce concept va avea în acest an ziua vinului? Încă nu. Încă nu. Încă nu. Nu știu, colegii de la UNVV, așteptam colegii de la UNVV să... Am avut câteva ședințe, de fapt, și la Ministerul Agriculturii, unde ne-a fost expus câteva soluții. Oricum, locația, din câte știu, este determinată că va fi în centrul orașului. Mai multe detalii nu cunoaștem. Ceea ce pot să vă spun cu certitudine este că turistul străin așteaptă ca acest eveniment să fie în Piața Marea Dunării Naționale sau cel puțin să fie toți vinificatorii într-un singur spațiu, și pentru că pe ei impresionează sinergia asta care se creează acolo și ei pot într-o singură zi să vadă diferite tipuri de vinării, diferite tipuri de vinuri, nu numai decât să bea acolo, da, dar să vadă diversitatea ofertei inclusiv și în turismul vitivinicol. Și dumneavoastră la fel pe această idee mergeți sau cum a fost organizat anul trecut? Noi am preferat să fie organizat în centrul orașului, dar se... Adică în Piața Marea Dunării Naționale. În Piața Marea Dunării Naționale sau în centrul orașului, pe o altă stradă sau... Deja cum vor decide organizatorii, cu toate că anul trecut... Pe pietonală aveți în vedere. S-ar putea să fie și pietonală, nu mai știu, nu de noi depinde, noi ne vom conforma. Este important deja să avem conceptul și pentru anul 2017, pentru că agențiile de turism care fac incoming deja au solicitări de la partenerii lor din străinătate să includă și să le ofere în pachetul turistic și de ziua vinului anul viitor. Deci deja sunt solicitări pentru ziua vinului anului viitor, dar noi încă nu știm conceptul anul ăsta, cum va fi. Și asta nu dă foarte bine. Încearcă agențiile de turism să intuiască ce o să fie și într-un fel își merg la risc, da? Pentru că includ și se promovează acest eveniment și la expozițiile internaționale. Până la urmă, iarăși este un factor, nu știu ce o să fie anul viitor, pentru că o zi din weekend este septembrie și altă zi din weekend este octombrie și nu știm exact în care din aceste zile va avea loc ziua vinului, s-ar putea să fie nu pe 1 octombrie, da, dar pe, cum a fi acolo, 6-7 octombrie, da, sâmbătă și duminică, și atunci a fost pusă și această întrebare din partea sectorului turistic și încă nu am primit răspuns, o să decidă și decide de fapt Ministerul Agriculturii. Da, și până la urmă și guvernul. Da, păi, dacă sigur, guvernul, da, se schimbă destul de des în Republica Moldova, cel puțin în ultimii ani, iată și acest aspect influențează. Eu cred că atâta timp cât se ia o decizie și dacă ea se ia acum pentru anul viitor, schimbarea guvernului sau a persoanelor în funcție nu ar trebui să schimbe toate ordinele și toate hotărârile de guvern care au fost anterior. Nu ar trebui.
Nu ar trebui, dar da, experiențele demonstrează un pic altceva. Totuși, foarte mulți oameni au spus anul trecut că erau destul de mulțumiți de concept și de posibilitatea de a merge la vinării în aceste zile. Dacă vorbim de turismul domestic, da, de turismul intern, atunci, într-adevăr, aceasta era o necesitate ca lumea noastră să meargă, nu se concentreze, să nu vină doar în Piața Mare a Dunării Naționale, dar să vină, să meargă direct la vinării și să vadă cum se face acest vin, cum se produce, să mai iasă din cotidian, da, și a fost un lucru benefic, un avantaj pentru locuitorii Republicii Moldova, da, să meargă la diferite vinării. Și inclusiv susținem și acest tip de organizare. Doar că ziceam că ar fi bine să fie combinat. Dar în același timp, vedeți că punem vinăriile în situația că au prea multe cheltuieli. Ei vin și aici, sau au nevoie de o echipă care să fie și în Piața Mare Dunării Naționale și să fie cineva și la vinărie, dacă vorbim de aceeași perioadă de timp. Da? Dacă păi da, dar promovarea asta și înseamnă. Da, și mai este și sezon și ei mai iau și lucru. S-ar putea să fie o variantă sau o soluție. Este important ca să se cunoască. Este important, da. Da, să se cunoască, deci, pe ce variantă se va merge anul acesta. Se va cunoaște curând, că deja avem luna august și rămâne foarte puțin timp la dispoziție, inclusiv și pentru organizatori. Deci, oricum trebuie să iau o decizie cât de curând și sper că în curând să o avem, această decizie, și ca să vă puteți organiza. Să poată fi publică, exact, da. Într-un fel sau altul. Absolut, da. Eu vreau să zic că anul trecut a fost făcut și un festival al vinului în miniatură la Butuceni de către Asociația Micilor Producători de Vin, unde noi, fiind cu un grup de jurnaliști străini, am mers și am prezentat, am spus că uite, asta se întâmplă în Piața Mare Dunării Naționale, doar că înmulțit la 20, la 30. Da? La o scară deci, mult mai largă. La o scară mult mai largă, exact. Și le-a plăcut? Le-a plăcut, absolut. Câți au fost anul trecut dintre turiștii străini? Nu pot să vă spun acum o cifră în jurul, în perioada zilei vinului. Mai complicat să vă răspund, dar noi am avut un grup de jurnaliști, de 8 jurnaliști din diferite țări, care mai apoi au scris despre acest eveniment, inclusiv și din Noua Zeelandă, dacă nu greșesc. Așa. Dar dacă să vorbim despre cifre, este Republica Moldova în momentul de față o atracție pentru turiștii din străinătate? Crește numărul turiștilor? Ce spun datele? Crește numărul turiștilor dacă vorbim de incoming. Ultimele cifre din oferite de statistica.md spune că, deci în luna ianuarie până în martie 2016, din deci cam 20 ceva la de mii de turiști au trecut frontiera, dintre care jumătate din România, dacă nu greșesc, da, ceva, dacă nu mă înșal memoria din cifre. Deci avem foarte mulți turiști, trendul din România crește, da. Deci avem un trend în creștere, dacă zicem de turiștii din România, inclusiv anume sunt interesați de turismul vitivinicol, da, de vizita la vânării și de turismul gastronomic. Astea sunt la mare căutare, da. Da. Și pe asta cred că asta și trebuie să valorificăm. Și nu poate să meargă una fără alta sau să le separăm. Oricum se combină mâncarea tradițională cu vinul bun și dacă le mai facem și niște activități tradiționale, iarăși avem de câștigat și impresionăm pe turiști. Dar în care perioada anului vin mai mulți turiști? Sezonul începe cam din luna mai până în octombrie, după deci ziua vinului. Aceste cifre ar putea să crească? Ar putea să crească, absolut, da. Cred că în prima parte a anului a fost mai mult turismul de afaceri. Chiar și pe acest segment, mai este turismul, Meetings, Incentives, Conference and Events. Încercăm și pe această direcție să punem foarte mult accent și
și să valorificăm Moldova ca destinație a turismului de afaceri, de a organiza evenimente internaționale aici în Moldova, doar că, iată, la acest capitol ne joacă feste și capacitatea de cazare, fiindcă discutam mai devreme dacă avem suficientă capacitate de cazare. Și nu avem. Și nu avem, inclusiv și în Chișinău, dacă vorbim și la prețuri mai accesibile. Dar dacă vorbim de adică turismul business... Adică hotelurile sunt scumpe. Inclusiv hotelurile sunt scumpe și nu prea sunt competitive. De exemplu, noi ca Moldova, ca și destinație MICE, nu este competitivă cu Georgia. Deci avem de pierdut, inclusiv și cu România, pentru că multe evenimente ar putea avea loc în Moldova, ele de fapt pleacă în Georgia și cu atât mai mult că distanța este și mai mare, dar oricum pentru sunt selectate. Pentru că nu avem infrastructură, pentru că nu avem suficient spațiu de cazare într-un singur hotel. Deci dacă într-un hotel din Chișinău noi putem să facem anumite evenimente destul de mari cu capacitate până la 1000 de persoane, aceste 1000 de persoane noi nu putem să le cazăm. Dacă ele vin toate din străinătate, noi nu putem să le cazăm în aceeași structură hotelieră. Exact. Și atunci trebuie să împarți aceste persoane pe la diferite hotele, ceea ce nu convine deja celor care solicită această ofertă. Și ajungem să pierdem foarte multe evenimente care ar putea avea loc în Moldova, pentru că ca și distanță noi suntem aproape de suntem în inima Europei, da? Dar uite, din acest considerent ar fi binevenite să avem și structuri, alte lanțuri hoteliere internaționale, da, de talie internațională care să vină, inclusiv în și numele, da, brandul internațional la fel atrage aceste evenimente. Dar ce înseamnă că pierdem aceste evenimente? Vorbim despre resurse financiare la mijloc pe care le pierdem sau nu doar asta? De fapt este ratarea unor anumite profituri. Nu putem să spunem că le pierdem, da? Pentru că nu... Dar când vorbim de ratarea evenimentelor, zicem că nu putem să oferim, să îndeplinim anumite condiții din aceste solicitări, da? Și de asta cei care comandă aceste evenimente, fie companii mari internaționale, fie corporații, fie instituții europene, se întâmplă deseori că ei solicită sau aleg altă destinație decât Moldova. Dar dacă am dezvolta masă, am putea să dezvoltăm acest domeniu? Da, noi încercăm acum, suntem în proces de a identifica o soluție de creare a unui centru de convenții, pentru că noi nu avem un centru de convenții și împreună cu mai multe companii organizatoare de evenimente încercăm să catalizăm aceste eforturi, să fie din eforturi comune, să găsim o soluție de a crea acest centru de convenții, un birou de convenții, care ar fi ca o umbrelă pentru această nișă, da? Pentru MICE Turism, și ar fi mult mai ușor pentru organizațiile internaționale, companiile internaționale să solicite informații dintr-un singur punct și atunci noi distribuim deja mai departe. În câți ani credeți că se poate întâmpla asta? Să avem și noi un centru. Dacă să fiu pesimistă, poate 2 ani. Dacă optimistă, un an jumate, un an. Așa? Există interes? Există, da. Din străinătate, de rețelele hoteliere, în primul rând. Noi vorbim, în primul rând, aici să creăm acest centru de convenții. Dar pentru a atrage investiții, teren. Nu, pentru a atrage investiții trebuie să fie alții care... Deci nu suntem noi, nu este în puterea noastră să creăm mediul favorabil asta, da, pentru atragerea investițiilor străine sau a lanțurilor hoteliere. Aici deja alte persoane trebuie să se implice sau alte instituții. Alte ministerii, da. Alte ministerii, exact. Ceea ce zic eu de centru de convenții, nu vorbesc nemijlocit de crearea infrastructurii, da? Dar de crearea unui birou ca și instituție, da, sau ca și departament în cadrul ANTRIM, care să coaguleze și să fie, deci toate ofertele, toate capacitatea de cazare, toate destinațiile unde ar putea să aibă loc aceste evenimente, să fie
strâns într-un singur loc, da? Și dacă există o solicitare din străinătate, atunci se adresează la centrul de convenție, pentru că așa fac, așa este practica internațională. Da, și primul eveniment când am putea să-l găzduim? Varianta pesimistă și varianta optimistă. Evenimente au loc în Moldova, dar iarăși dacă, păi da, dar dacă se depășește un anumit număr de cazare, deja se merge pe alte. Evenimente au loc. Deci mai turismul există în Moldova, doar că el nu este... Dar nu la nivelul la care ne-am dori. Da, exact. Și noi vrem să facem totul ca la carte, hai să zicem, da? Să începem cu începutul. În 2-3 ani, 5, cât? Deja se participă al doilea an, anul ăsta, al doilea an s-a participat la expoziția de mai turism din Frankfurt, IMEX Frankfurt, unde câteva companii organizatoare de evenimente, DMC și PCO, așa se mai numesc, da? Destination Management Organization și companii organizatoare de evenimente, care au mers la aceste expoziții și au propus oferta lor MICE. Deci, noi avem cu cine lucra aici pe loc, avem companii serioase care pot să organizeze aceste evenimente, doar că la nivel de cazare avem această lipsă. Iar aici, partea de investiții deja este pe direcția altor persoane. Da, Ministerul Economiei, inclusiv, în primul rând, da, cu atragerea investițiilor străine. Și ați mai participat la un festival de turism și strategie. Da, și s-a decis ca următoarea ediție a festivalului să fie organizată la Chișinău. Asta s-ar întâmpla în perioada mai-iunie 2017. Da, asta de fapt, să știi că asta e în premieră. Gata pentru, asta este o informație în premieră la tine în emisiune, da? Deoarece organizatorii au zis, hai mai lăsați mai târziu, nu spuneți chiar acum, dar în august, la sfârșitul lunii august, în perioada Zilei Independenței, va veni la Chișinău delegația oficială din Franța și vor semna un acord de înțelegere de a organiza acest eveniment la Chișinău în anul viitor. Noi am participat, Antrimo a reprezentat Moldova și Chișinău două ediții la rând. Avem și imagini. În Ruel Malmaison și în Dubrovnik și lor le-a plăcut foarte mult prezentarea noastră și cum, în primul rând, am pus accent, desigur, și pe brandul turistic al Moldovei, Pomul Vieții, le-a plăcut și stilistica, valorile care au fost redate în acest Pom al Vieții și inclusiv și cum noi am prezentat, da, acest ceea ce noi avem și ei au decis ca anul viitor acest eveniment să aibă loc la Chișinău. Noi vom fi cei care vom organiza acest eveniment. Desigur că avem nevoie și de sponsori pe această cale. O să încep să căutăm și sponsori, exact. Dar v-ați gândit la o locație unde să fie organizat evenimentul? Am avut deja și o vizită de lucru în acest seans în aprilie din partea organizatorilor și da, s-a identificat o locație care... Care unde va locație? Fi? Este un hotel din Chișinău, pentru că este, de fapt, un eveniment care include în sine mai multe activități. Va fi o competiție a orașelor europene care vor veni să-și prezinte strategiile lor de promovare a orașului și un juriu competent cu specialiști din turism din țara noastră și din străinătate vor selecta după anumite criterii cele mai bune strategii și după asta a doua zi va fi un forum de discuții. Cel mai probabil noi vom pune accent pe turismul vitivinicol, da? Și în a treia zi va avea loc festivalul nemijlocit, care va avea loc probabil în Scoarul Catedralei, așa cum am discutat și cu primăria orașului, ca să ne pună la dispoziție și să ne ofere suportul logistic în acest sens, ca să organizăm acest festival al orașelor europene. Fiecare țară își va avea stand-ul său și vor prezenta ofertele turistice, ceva tradițional de la ei. Va avea loc și un program cultural. Deci asta înseamnă că va veni multă lume din străinătate la Chișinău. Da, așteptăm cam 20 de orașe europene să participe în această competiție și aceste delegațiile din aceste orașe nu sunt reprezentate doar de un singur om, vin 10-15 persoane. Când am fost în Franța, în Ruel Malmaison, acolo unde este castelul Josefine, de fapt, pe care Napoleon l-a construit ei, ca să aibă unde să stea, acolo
au participat 22 de orașe europene. Unele orașe au venit cu delegații de 50 de persoane. Păi și în ce măsură Chișinău este gata să găzduiască un asemenea festival? Suntem gata, pentru că din experiența de la Dubrovnik am înțeles că noi putem mai bine. Așa? Da. Și ne-am ridicat singuri nivelul nostru de, și rămâne deja să demonstrăm acest lucru. Faptul că vin delegații diferite, noi putem să avem mai multe hotele partenere, deci asta nu este obligație să fie toți cazați într-un singur hotel. Deja începem tratativele cu partenerii, sponsorii și tot așa mai departe. Dar ce ar însemna asta pentru Republica Moldova? Ce semnal se transmite prin organizarea unui asemenea În primul rând este și este o vizibilitate pe piețele externe. Vin persoane din respectiv, dacă vin din 20 de orașe europene, s-ar putea să fie, de exemplu, din 15 țări din Europa și ei mai departe o să zică, o să împărtășească această informație. În plus, se mediatizează în aceste țări despre acest eveniment, că ei au fost. Deci asta ar fi impactul. Impactul direct, normal, că este venirea acestor delegații în Republica Moldova. Da? Deci, hotel, cazare... Absolut. Asta sunt deja beneficiile directe ale furnizorilor de servicii din sectorul turistic. Inclusiv o să le facem și tururi scurte la anumite atracții turistice din Moldova, care sunt ușor de vizitat ca și timp. Da? O să propunem la fel și extinderea sejurului pentru weekend, pentru că evenimentul se termină sâmbătă și o să propunem să stea lumea și până duminică, inclusiv și luni, și o să le propunem anumite pachete în afara Chișinăului. În afara Chișinăului, desigur, da, pentru a avea mai mult timp la dispoziție. Deci o să facem un pic avem idei. Da, important e ca să aducem cât mai multă lume. Da. În Republica Moldova și să ne facem și mai să le arătăm. Dar noi aici, să pregătim un produs turistic calitativ, în primul rând, ca să putem să fim competitivi pe piața europeană. Se discută de foarte mult timp și despre faptul ca destinațiile turistice de la noi să fie incluse în circuitul comun cu cele din România. Să ne spuneți la ce etapă sunt aceste discuții și ce ar însemna asta, de fapt, pentru noi. La nivel de autorități, știu că deja au început aceste discuții. La nivel de agenții de turism, știu că deja sunt parteneri din Moldova și din România care fac deja aceste circuite, chiar dacă ele nu sunt oficial adică nu este oficial semnat un acord între autorități. Între autorități nu sunt sigură, dar iată, noi săptămâna trecută, în cadrul forumului, am semnat un acord de parteneriat cu Asociația de Incoming România și unul din punctele pe care vom colabora, una din direcții, este anume asta de a crea aceste circuite comune și de a crea pachete turistice comune Republica Moldova și România, pentru a putea oferi inclusiv și turistului care vine în România că, uite, se poate vizita și Republica Moldova dacă tot ești în zonă și, invers, cei care vin doar în Republica Moldova se poate să viziteze și România. Atâta timp cât, dacă vorbim de un turist care vine mai de departe, să zicem, din Japonia, atunci el, dacă vine în Europa, deja vizitează mai multe țări. Destinații și da. Mai multe țări. Și aici trebuie să profităm la maxim de cei care vin în România și să le oferim, de ce nu, șansa celor care vin în Moldova să viziteze și România. Deci la nivel de discuții, la nivel de acord între asociații, cam asta e? Cam asta e, dar la nivel de agenții de turism, de tur operatori, sunt deja stabilite parteneriate dintre cei de aici și cei de peste Prut și își fac schimb de turiști sau sunt turiști care vin în România și apoi vin pentru 2 zile în Republica Moldova și pleacă iarăși în România sau trec în Odessa și merg mai departe în la punctul de destinat, la de unde au venit, da? Deci returul se face din Odessa și atunci vizitează România, Moldova și Ucraina. Și asta tot este o practică deja care am auzit la mai multe companii că funcționează, fac anul, da? Acesta, da. Da, da, da. Da, e nevoie și un acord la nivel de autorități ca să impulsioneze? Ca să impulsioneze, sigur. Absolut, asta. Dacă ar fi un acord, doar ar fi este cumva un beneficiu. Mai ușor și mai rapid, poate.
cu siguranță. Păi și de ce e doar la nivel de discuții deocamdată? Păi probabil urmează să se ia niște măsuri în acest sens. Mă întreb pe mine, dar eu nu o să pot să-ți răspund. Nu sunt eu un Sunteți oricum mai aproape de Agenția Națională a Turismului decât noi. Eu cunosc că ei au asta în vedere și urmează niște acțiuni în acest sens. Regiunea Transnistreană e la fel inclusă în acest circuit? Da. Este cum anume, inclusă, dacă nu sunt probleme cu așa zisele posturi vamale, trecere de frontieră? Să știi că turiștii străini sunt așa mai aventurieri și lor, o parte din ei, le place să, anume sunt interesați de Transnistria. Da, și să vadă un Kalashnikov pe Nistru la fel. Inclusiv, deci ei sunt impresionați de faptul că se întorc undeva înapoi în Uniunea Sovietică și vor să vadă cum e asta, da? Cu toate că nu poți spui că Tiraspolul este chiar Uniunea Sovietică. Un alt aspect de ce lumea merge în Transnistria este vizitarea fabricii de vinuri care se află acolo și a fabricii sau crescătorii de pești care fac icrele negre, da? Și cetatea Tighina? Și cetatea Tighina, dar o perioadă era închisă, în reconstrucție. Da. Și, dar dacă zic pe profilul turistului care este interesat de vin și de divinuri, atunci se merge acolo anume pentru a vizita fabrica de divin. Și nu au probleme? Nu au probleme, pentru că dacă sunt atât timp cât sunt turiști, nu au probleme. Dacă ei spun că sunt jurnaliști, s-ar putea să nu treacă. Ați avut asemenea cazuri? Am plecat încolo cu un grup de jurnaliști și le-am zis să ascundeți camerele de filmat și nu au fost probleme. Deci, important este să declare că sunt turiști. O altă practică pe care o fac agențiile de turism sau tur operatorii este că transmit din timp listele dacă au un autocar, de exemplu, da? Și să nu dureze foarte mult completarea. Listele cu persoane, da? Cu listele cu persoane și atunci ei verifică din timp și durează poate 15-20 minute trecerea frontierei, trecerea postului. Și cum explicăm asta turiștilor din străinătate? Că e parte din aceeași țară și suntem nevoiți atât să trecem prin asemenea situații. Ei cunosc mult mai situații. Bine decât... Da? Unii din ei cunosc mult mai bine decât unii dintre noi situația și... Asta și impresionează pe ei, sau inclusiv și trecerea frontierii, ceva wow, da? Adică trebuie pur și simplu să nu ne uităm noi atât de negativ la asta. Cât în Europa deja nu mai sunt frontiere și se circulă liber, da, să mai vină în Moldova să treacă o frontieră. Da, vizitezi o țară, dar traversezi o frontieră în această țară, în interiorul acestei țări. Deci, asta tot este o chestie interesantă. Dar cetățenii care sunt pe malul drept al Nistrului merg, iată așa, ca să viziteze partea stângă a Nistrului. Iată, sunt noi interesați. Noi aveam în curând, am semnat un acord de parteneriat și cu Agenția de Dezvoltare Regională din Transnistria. Am câștigat împreună un proiect de la UNDP pentru a face lumea să colaboreze mai mult de pe ambele maluri ale Nistrului, da? În direcția de a dezvolta serviciile turistice în această zonă. Și probabil că vom trezi și interesul celor de pe loc de a vizita câteva atracții turistice dintr-o parte și din alta, da? O să punem mai mult accent probabil pe vinării și pe centre de meșteșugării din partea dreaptă a Nistrului și din partea stângă a Nistrului. Au și ei acolo centre de meșteșugărit, apropo, femei implicate în anumite activități de croșetare, de artizanat, da? Și dacă și includem... Plus cetatea, cred. Plus cetatea, da. Absolut. De ce nu? Asta este un... pentru cei interesați de cultură și de istorie, și de istorie, absolut. Da. Da. E ceea ce e pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă... Că este, da, chiar dacă e în regiunea Transnistriană. Da, și tot în cadrul acestui proiect urmează ca anul viitor să creăm și un centru de informare turistică în Chișinău. Deci scopul acestui proiect este de a diversifica produsul turistic cu includerea mai multor atracții turistice de pe ambele maluri ale Nistrului și crearea acestui centru de informare turistică pentru a promova aceste produse în cadrul centrului.
Și desigur va fi și o platformă de promovare a ofertelor turistice ale agențiilor de turism din Moldova. Vom pune la dispoziție acest centru pentru cei care vor dori să-și promoveze oferta și ne dorim mult și sperăm că vom avea și cu siguranță vom avea și un parteneriat public-privat, cel mai probabil cu Primăria Orașului Chișinău. Agențiile de turism încă au viață în Republica Moldova, pentru că în străinătate rolul lor este diminuat, mai ales acum când pe internet poți să găsești ce îți dorești, când există booking și îți faci rezervări unde vrei. Practic, agențiile de turism sunt ca și moarte. Să știi că, da, mai este viitor, doar că și ei trebuie doar pe câțiva ani. Doar că și ei trebuie să se reprofileze și să-și adapteze ofertele, să-și le plaseze pe diferite rețele de socializare, pentru că așa este. Facebook-ul vinde, de fapt, Instagram-ul vinde, trebuie să pun mult accent pe conținut fotografic, inclusiv și noi, cei care promovăm țara, nu doar o singură ofertă turistică, dar diferite atracții turistice din Moldova, trebuie să punem mult accent pe conținut fotografic de calitate, pentru că asta vinde, de fapt. Exact. Da. Dacă nu ai ceva pitoresc, e mai greu să convingi, da, turistul. Da, și dacă ai asta și sunt anumite alte instrumente decât cele tradiționale din marketing care pot fi utilizate pentru a promova, pentru a vinde ofertele turistice, inclusiv și pentru a crea acest produs inovativ despre care vorbeam mai devreme. Dar, în general, turismul este o afacere în Republica Moldova? Să știi că, de fapt, incoming-ul este foarte greu de făcut în Republica Moldova, dacă vorbim de turism receptor. Necesită foarte multe resurse și aceste resurse, ele de fapt trebuie să le iai de undeva, deci, sau impactul la promovarea mulți ani de zile pe o piață străină s-ar putea să vină în 3-4 ani acest rezultat, da? Rezultatul scontat. Aceleași acorduri cu diferiți parteneri din străinătate, da? Contracte cu diferiți operatori mari din străinătate pentru ca ei să-ți aducă ții turiști, asta durează ani și ani. Și faptul că noi organizăm și avem suportul proiectului de competitivitate al USAID în participarea noastră la expozițiile internaționale, majoritatea din acestea, oricum, agențiile de turism care merg și promovează Moldova ca destinație turistică până la urmă, pentru că ei sunt cei care stau în fața, în standul Moldovei, își promovează ofertele lor, dar ei totuși merg și promovează țara. Și atunci sunt doar câteva companii care își cheltuie banii lor pentru ca să meargă acolo și investesc banii lor personal din afacere ca să promoveze țara până la urmă. Și ceilalți poate sunt, nu știu, să numărăm pe degete, ar fi poate până la 20 de companii care pun mai mult accent pe incoming și promovează Moldova ca destinație turistică. În rest, agențiile de turism din Moldova fac outgoing, duc turiștii din Moldova și asta nu ne ajută deloc la creșterea economică a țării. Dacă ar fi fiecare din agenții de turism, din 400 și ceva câte sunt acum cu licență, ar face măcar câteva produse turistice și pentru Republica Moldova, atunci ar fi minunat. Dar, din păcate, doar 20 din 400. Da, este foarte puțin. Este foarte Dar puțin. Eu mă referem și la afacerea turismul rural, de exemplu. Ceea ce se întâmplă în Butuceni și agropensiunile binecunoscute de acolo. De acolo, da. Dacă acest proiect poate fi extins pe întreaga țară, dacă sunt asemenea porniri, afaceri care, iată, să crească. Acolo, din câte cunosc, sunt mai proaspăt în domeniu, dar știu că s-a lucrat de prin anii 2000. Da, e vorba de 10 ani. Până lumea înțelege importanța că uite, vine turistul și tu trebuie să ai ce trebuie să ai și cum tu să te promovezi, cum să te comporți, că trebuie să, elementar să zâmbești acest turist când mergi pe stradă și să-l saluți, pentru că pentru ei asta tot e ceva straniu, da? Când spui un bună ziua. Faptul că avem este mult de lucru și la Butuceni.
dacă să zic așa, sau în zona Orheiul Vechi, Trebujeni, Butuceni, și se lucrează acolo pentru a aduce această zonă la un alt nivel și pentru a crea acest exemplu, da? Bun de urmat, ca mai apoi să fie replicat și în alte zone din Republica Moldova. De ce nu? Da, la Saharna, de exemplu, la Țipova. Mai departe, dar acum ne axăm, cum am zis, mai mult pe dezvoltarea turismului vitivinicol. Știu, dar că sunt și acolo locuri frumoase de văzut, absolut, cascade unice. De acord, dar trebuie să dezvoltăm mai întâi, nu sporadic, aici un pic, acolo un pic, da? Dar să facem, să creăm un standard, o zonă pilot, care mai poate să poată fi replicată și, deci, în alte zone. Deci Orheiul Vechi ar fi zona pilot. Da. Și acolo să se lucreze în primul deja rând. Deja se lucrează. Da, se lucrează, dar așa cum spuneați, mai e loc. Este loc de mai bine, cum ziceam, și de siguranța turistului și de iluminare stradală și de multe alte lucruri care deci sunt importante. Deci sunt foarte multe venituri care pot să vină din turism și pe care Republica Moldova le ratează. Din ce cauză? Păi, cum am menționat, infrastructura, faptul cum noi gândim, pentru că ziceam, ar fi bine să se schimbe la nivel de mentalitate lucrurile, să începem cu schimbarea de la noi înșine și să începem să apreciem ceea ce noi avem și să nu ne plângem că nu avem mare și munte, pentru că peste noapte nu o să fie nici mare, nici munte, și să înfruntăm realitatea de fapt așa cum este și să muncim la îmbunătățirea acelui produs turistic, să gândim out of the box, cum ziceam și la forum, și trebuie să avem o gândire mai creativă și aș zice eu că generația tânără care vine, poate mai puțin cei care sunt studenți la turism, dar sunt, deja se vede tendința asta de a fi mândri de locul din care vii, de a fi mândru de anumite persoane din anumite localități, de a aduce exemple bune, de oameni gospodari, oameni care fac ceva în comunitățile lor. Chiar recent a fost și acest maraton, SUV maraton, băieții au descoperit niște locuri extraordinare, s-a creat foarte mult content fotografic, video, care, de ce nu, merită să fie utilizat în promovarea Moldovei ca destinație turistică. Da, apropo, îmi amintesc că în 2014 a fost creat și un spot de promovare a Republicii Moldova. S-au cheltuit 8.000 de euro, cel puțin, dacă s-a discutat și pe acest subiect. Da. Care a fost rezultatul? Au venit mai mulți turiști? Că păi, știi cum e, cum ziceam mai devreme și cu investițiile agențiilor de turism care merg la expoziții internaționale. Nu poți să vezi rezultatul imediat sau să spui că, uite, din cauza sau datorită faptului că noi am promovat acest spot, a rulat la Euronews din noiembrie-decembrie 2014, am avut în 2015, în prima partea lui 2015, am avut plus 50% turiști. Deci nu, bine, nu în 2015 nu, în 2016. Cum am zis, trendul deja este pozitiv, da? Și se pune mult mai mult accent și pe dezvoltarea turismului de incoming, inclusiv și de la alte agenții de turism, care, deci le trezim interesul să facă și incoming, să vândă și Republica Moldova. Și se creează noi pachete turistice atractive, inclusiv și pentru turismul intern. Și acest spot a fost util? El și mai este util, pentru că noi în anumite situații îl utilizăm, chiar și eu la prezentarea la acest festival Turism și Strategie, în primul an am arătat acest spot video, da. Deci el este util atâta timp cât, normal că ar fi bine să fie și mai multe, da, să fie pus poate accent pe gastronomie, să fie pus accent pe oameni, tradiții, și să fie mai multe spoturi video create în suportul, care se poate fi puse la dispoziția agențiilor de turism care promovează Moldova. Pentru că inclusiv și la ambasade, inclusiv și în diaspora, foarte multă lume solicită de la noi aceleași materiale promoționale, solicită informație, solicită parteneriate, ca să putem să fim parteneri la evenimentele pe care ei le organizează în străinătate. Și sunt oameni într-adevăr dedicați și activi care ar putea să promoveze și să Moldova peste hotare. Chișinău este inclus? Atunci când vorbim despre promovarea țării, și ce potențial turistic are Chișinăul?
în momentul de față? Bun, noi atunci când am mers și am promovat, de fapt am prezentat strategia de promovare a Chișinăului, normal că am pus mai mult accent pe Moldova, da, și am revenit la același pomul vieții și valorile lui. Noi când promovăm Moldova, automat se înțelege și Chișinăul. Pentru că aici este concentrată... Sau Chișinăul în primul rând și apoi e Republica Moldova. Nu putem să spunem că se ia așa, deci că promovăm anume, uite, Chișinăul și tot, da? Bine, noi... dar noi când ne gândim la o țară europeană, mergem în primul rând să vizităm capitala, să facem acele city tour-uri ca să ne dăm seama cum arată un oraș. Sigur că noi... În Republica Moldova nu e chiar așa. Avem un city tour? Din câte știu, o echipă tânără de la o asociație de tineret a creat așa serviciu de free guide tours în Chișinău și se întâlnesc în anumite zile, deci ei anunță pe anumite rețele că ei organizează aceste tururi. Bine, asta este gratuite. O inițiativă, da. Este o inițiativă, dar, și dar nu e vorba de autocare care să te plimbe prin Chișinău. Dar nici nu avem acel turism de masă, adică, pentru ca să ajungem la cel, deci nu am ajuns încă la acel nivel și poate nici nu ne dorim să avem turismul de masă, da? Poți mergi pe străzile capitale și să nu vezi niciun turist sau unde și unde câte unul, da? Când pe în alte țări europene, în alte capitale europene, evident unde sunt atracțiile turistice și la cozi, stau la cozi, exact. Ori întregi, da, ca să intre. Noi nici nu ne poziționăm pe această direcție, da, de a dezvolta turismul de masă. Noi nu ne dorim turism de, adică, masă. Adică nu are ce să arate Chișinăul din această perspectivă. Ba da, avem ce să arătăm în Chișinău, doar că aceste city tour-uri se fac de către agențiile de turism și nu de cu autocare foarte mari. Acolo, în străinătate, aceste autocaruri probabil țin de municipalitate. La noi, municipalitatea nici nu are un departament separat pentru turism. Se ocupă probabil direcția de externe sau relații cu publicul și, sau secția cultură. Nu mai știu care sunt delimitările, dar ne-am dorit, desigur, să avem suport și de partea municipalității, inclusiv și cu participarea la acest festival. Deci ei nu puteau să înțeleagă că noi, de fapt, suntem un ONG care mergem și reprezentăm Moldova. Ei înțelegeau că noi suntem parte a municipalității, da? Suntem un departament pe turism de la municipiul Chișinău. Înțelegeau, da, asta, da. Pentru că așa ne-au perceput. În mod firesc ar trebui să fie. Exact, pentru că din alte țări, Letonia, Norvegia, au venit de la departamentele de turism. Inclusiv țările mai mari, care, inclusiv și România, au oficiu de turism în Franța. Deci, pe lângă ambasade, ei mai au și oficii de turism ca să promoveze țara anume în Franța. Sau destinația România în Franța. Noi ar trebui să începem cu un departament sau o direcție de turism în cadrul primăriei Chișinău. Ar fi binevenit să se acorde o mai mare atenție și acestui fapt. Pentru că probleme nu se mai termină, dar dacă o să... Problema străzilor, adică. Inclusiv. Dacă o să înțeleagă mai multe instituții importanța susținerii turismului, da, ca și parte a economiei, creșterea o să fie geometrică, da? În progresie geometrică, pentru că dacă vorbim de cât de complexă este industria turismului și câte alte industrii cuprinde, atunci poate nici nu este inclus în PIB, da? La justa valoare. Nu se calculează foarte corect contribuția turismului în produsul intern brut. Deci este mai solicitat totuși turismul rural. La noi în țară? La noi în țară, da. Decât cel urban. Aș spune mai degrabă turismul de afaceri și apoi turismul rural. Deci asta totul este în combinație. Nu putem să separăm cei care vin și fac afaceri sau turism vin în Moldova pentru a face afaceri. Au și zilele astea libere când pot să facă când și... mai vizitează, exact, și alte zone. Da, o vinărie zone. Sau merg și în localitățile rurale. Așa, la final de emisiune, ce potențial turistic al țării poate să fie dezvoltat până în 2020? Turismul vitivinicol.
în primul rând. Am să repet asta, da, de mai multe ori, pentru că aici noi putem să fim competitivi și poate nu cu Georgia, dar suntem mai aproape de Europa și cred că asta ar fi în primul rând. Desigur, dacă anumite obiective turistice vor fi incluse în patrimoniul UNESCO, aici iarăși vom avea de câștigat, pentru că anumite categorii de turiști vin exact pentru a vedea toate, deci ei scot lista din patrimoniul UNESCO și ei merg pe fiecare către destinație. Către toate destinațiile, da. Absolut. Așa avem foarte mulți, nu foarte mulți, dar mulți turiști din Japonia vin anume pentru recordurile din cartea Guinness. Da? Și ajung în Moldova ca să vadă Milești Mici și Cricova. Deci asta. Asta ar fi. Da, să turismul dezvoltăm. Din Nicol. Da. Da. Și deja și celelalte. Dacă, absolut, dar dacă... ele sunt interconectate. Noi nu putem să separăm turismul vinicol de celelalte tipuri de turism. Da, pentru că turiștii întotdeauna sunt bineveniți și dacă vin e cu atât mai bine pentru țară. Eu vă mulțumesc mult pentru participare, pentru discuții. Vedem cine și cum a reușit să voteze. 7 bile albe și niciuna neagră. O apreciere din partea celor care ne-au urmărit. Mulțumim că ați fost alături de noi, că v-ați implicat, ați votat. Ne revedem și mâine la aceeași oră. Să aveți o seară frumoasă!